Bine, sigur că da. Dar... deci nu se împarte la 24, 15 ori, 18? Ia mai fă o dată, mă, 15 ori 18. 15 ori 18. Hai calculare. 270. 270. Nu se împarte la 24? Nu. Nu, păcat. Descompunerea. Păi atunci 24, care este egal cu 3 ori 8. 3 ori 8, corect. 3 ori 8. 15, care îi... Dar nu putem să luăm direct pe 270. 270 egal cu 2. Avem un 5 deja. Un 5, da. Un 5. Un... Așa, 3 la 3. Un 2. Un 2, da. Avem un 5, un 2, ai spus? Da, 3. Și un 3 la 3. Și un 3 la a 3. Este o greșeală unde avem, undeva o greșeală, că în final trebuie să ne dea raportul acesta 1 pe 20. Deci 2 ori 3 la 3 ori 5, e 270. Poți șterga asta de aici? Nu, nu șterge nimic. Am greșit de locul numitorului. Cât e numitorul? Păi pe 24 l-am amplificăm cu... 3 ori 8. Nu, eu am găsit cu... 3 ori 2 la 3. Deci 2 ori 3 la 3 ori 5, 270, domn profesor. Pe 24 l-am, cred că trebuie să fie cu 30. Deci, 2 ori 3 la 3 ori 5. 3 la 3 ori, ori 5. 5. 270. Și celălalt este... e 3 ori 2 la 3. 3 ori 2 la a 3. Și cel mai mic e așa, 2 la a 3 ori 3 la a 3. 2 la 3 ori 3 la a 3. 3 ori 5. Atunci am zis ori 5. Deci, 2 la a 3 ori 3 la a 3 fă ori 5. Deci, 270, da. Ăsta fă 270? Da, ăla, că 2 ori 3 la a 3 ori 5. 2, 2 la a 3 ori 8? Nu, ăsta, măi, 2 la a 3 ori 3 la a 3 ori 5. Hai să vedem acum, Mihai era să fie 3 ori 8. Adică 8 aici, 9 ori, cât ar fi? 9, 5, 4, 5. 45. La 3 la 3. Da, prima cu 45. 45 din pace cu? Și de acolo avem 180. 15 ori 18, adică 5, 2 ori 9, 4 ori 3, 12. 180. Da? 12. Și face 45 cu 12. 12 fac 57 ies. 57 ies. Yes. Supra 1080. 1080. 1080, da? Da. Ei, 57... Se împarte la 1080? Ia să vedem, 1080 se împarte la 57? 1080 împărțit la 57? Da. 176,842105. E o greșeală aici. Aici trebuie să-mi dea ies pe 20. A. Ca să fie ies pe 20, sus trebuia să se împarte exact la 1080, 57. 57,2 cât fac? 57 ori 2 acum, da. 114 pe 1100 cât? 1140. Deci 54. 54 trebuie să fie aici. 54. Ce am 54. Ies să vedem de da, unde. Da, 20, da. Normal, da. E bine. 54 pentru asta. Așa scriem. Haideți să vedem stai că... Stai, unii greșeam. În mod sigur. 32. Unde? Ah, stai ce fac asta. Deci, eu m-am acolo. Deci 1080 împărțit la 24 fac 45? Ia vezi, Adi, Tudor, 1080 împărțit la 24. Da, e corect. 45? 45, da. Domnule. Și 1080 împărțit la 270. Împărțit la 270, Tudor. 4. 4, nu 12, domn profesor. 4. 4, tot mergem. O să fie 4. Acolo, tu zici 4. 4. 4, e mai pe o dată, mai. 1080 împărțit la 270. Da, face 4. Dar 15 ori 18 cât fac? 15 ori 18. Cum facem? De 270. Că am mai făcut ori 18. 49 aici. Pe 49, da. 49, după calculul nostru. Aha. Și 9 ne-ar fi trebuit 54. 54. E un calcul greșit aici. Rezultatul merge perfect. Trebuie să este 20. Da, este exact că este pe 20. N-am făcut să acasă. Lasă nu-i mai întoarce. Lasă, gata. Ideea. Este 20. Haideți să vă spun, ideea trebuie reținută. Care sunt noutățile în soluții? Noutățile sunt acestea. Foarte greu.
Momentul foarte important este când ducem paralel asta. Asta da. Da? Asta rezolvă problema pentru că împarte triunghiul în triunghiul acesta, în două triunghiuri ca arii, suma ariilor celorlalte două. Deci în loc de CQP, în loc de CQP, vedem CLP. Da? În loc de CQP, CLP și PLQ. Suma celor două arii. Da, 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 am înțeles. Este evident. Pe CLP îl văd ca fiind în raportul cu CNB. Da, asta a fost foarte clar. Cred că acolo s-a complicat din momentul în care am început să... Nu, dacă luam un calcul am greșit. Deci calculul e greșit. Nu, tehnica de lucru este perfectă. Deci nu logica de rezolvare, ci calculul numeric. Înțeles. Zic că de acolo s-au pierdut și copiii, n-au mai urmărit. Da, să se vede unde este. Unde este... Aici, de unde, când a zis că e ană, de 3-6 de ori, e area lui el, QP, și de aici n-au mai urmărit. Hai să vedem. Urmărim de acolo. Deci am zis că area lui... Ană, Q, uitați, așa scris. Aaa, acolo jos, ană, Q. Că e de 3-6 de ori, area lui... Da, în dreapta. În dreapta. Am înțeles cât e acolo, dar o parte mică. Da. Adi. Area lui el, QP. El, Q, P. Aia mică, da. Area lui El, Q, P. Supra area lui A, N, Q. A, N, Q, vedeți? E 1 pe 36, da. E 1 pe 36. Aici n-ați înțeles de ce. Nu, ba da. Și de aici, de aici n-au mai. 36, 6 și 36. De acolo. Pătratul raport deasupra, da? Deci 1 pe 36. Bine, m-ați întrebat aici de ce ar fi, vi se pare prea mare raportul. Da, da. Dar... Dacă am văzut foarte bine că el P este cât în raport cu ANQ. El P, poate chiar aici este greșeala. Asta mă gândesc, domnul profesor. El P este jumătate din asta, da? Da. Și el P față de AN este de fapt o doime. Da. E de 4 ori. El P de 4 ori el P o face cât AN. Corect. Asta adică el pe supra an trebuia nu 1 pe 6, ci 1 pe 4. Vedeți aici. Aici am greșit. Și mie mi s-a părut prea mult. Bine că e. 1 pe 4 face 1 pe 16. Ei, acum da, domn profesor, acum e mai credibil. Acum e mai credibil. Păcat că n-am insistat acolo pentru că nu puteam. Deci, m-am zis doar că mi se părea că e prea mult. Da, mă adunam și eu și vedeam bunul simț practic spre nu de 36 de ori. De 16 ori, da, merge. Da. Da. Pentru că el pe asta este o pătrime din toată asta. Ea e jumătate din NB, de jumătate, jumătate și o pătrime, clar. Bun. Și dacă am 1 pe 16, de acum lucrurile merg fără discuții. Tot calculul trebuie urmat și merge. Dar strategia mă interesează, ca tehnică de lucru. Deci problema nu a interesat, adică te grăbești foarte repede, dar vreau să punctăm. Tocmai am spus că la sfârșit punctăm și niște lucruri importante. Deci, ca noutăți, aș spune așa. Linia mijlocie. Da. Am folosit-o aici. Corect. Că raportul ariilor este egal cu pătratul raportului de asemănare. Da. Un lucru foarte important. Raportul ariilor. Da. Linia mijlocie. Da. Linia mijlocie. Și linia mijlocie împarte, atenție, împarte în aceeași raport împarte pe orice altă secantă. V-am spus mai devreme că am pornit la ce fapt? Când am dus paralel acela aria, v-am arătat și înălțimea este împărțită în același raport și v-am justificat de ce e pătratul raportului de asemănare. Da, da, da. Intră două dimensiuni acolo mulțite. În final, ca strategie de lucru înseamnă așa. Împărțirea arii triunghiului CQP în două arii. Da. Aria asta exprimată cu ajutorul lui S. Da. Și ne-a ieșit... Este pe 24. Este pe 24, corect. Da. Area lui el QP în funcție de an Q, modificând raportul 1 pe 16,
ies pe 20. Ne va da, nu știu cât acolo, nu, eu nu știu, nu mai văd acolo neapărțit. Nu vreau, ies pe 20, altceva. În loc de 36 ăsta trebuie să fie 16. 16, da. Hai să vedem. Deci că prin 2 și o să fie 8. Acolo, deci 16. O să fie și rămâne 8 aici. Da. Și acolo la supra, 15 ori 8. Ori 8. Hai că facem modificări de acolo. Da, 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 păi asta zicem. 15 ori 8. Da? Și fac cât aici? 15 ori 8? 120. 120, da? Perfect, 120. Și 120 se bate la 24. 120 împărțit la 24. 5. Așa. 5 cu 1 fac 6 ies. 6 ies pe 120. Iată, am și rezolvat problema. 5 ies plus 1 ies. 5 ies plus 1 ies. Nu, am scris să se simplifice cu 5 la 24. Aici am cu 5, aici am cu 5, am aplicat cu 5, da? 6 pe 120. 6 ies pe 120, corect, și ies pe 20, corect. Este, termina problema. Corect. Păcat, că deci egal cu ies pe 20. Finalul ies pe 20, da. Mi se pare soluția foarte interesantă ca mod de lucru, pentru că area e împărțită în două și pătratul raportului are egal, sau raportul are egal cu pătratul raport desemnale. Exact. Astea două lucruri, dacă le aveți perfect reținute, înseamnă toată problema pur și frumos. Pătratul, pătratul raportului desemnale, da, acasă. Da. Am trecut. Voi cum ați lucrat? Nu, ia dați-mi un caiet al vostru. Altfel. Altă strategie, da? Adică, așa cred, o dăm mai rapid din stăpuri, dar n-am urmărit-o. Da. Dați-mi caietul să văd copiii. La mine nu înțelegeți, nu cum, eu nu fi dat video. Hai, vin, dai? Cine o are, mă? Care v-a făcut o stoica? Da, nici domnul profesor. Mai ai caietul? Cine are? Anca, ai scris la clasă? Anca, ai scris? Ai? Dă la mine. Ei, tot. Am egalul cu mân și egalul cu amic. O notat cu amic. Bine, ca să vedem... Aria lui CQP, o notat-o cu X. C, Q, P, cu X. Da. Area lui ABCD, urmândată cu Y. Area lui B, Q, N, cu S. Cred? Sau cu B. Cu B ai scris aici? Nu știu. Atunci, probabil că au făcut-o prin diferență de arii. Da, da, diferență da? De arii. Care e tehnologia? Adică au zis, din tot pe aia, ăsta a scăzut. Aria ăsta, aria ăsta, aria ăsta, nu știu ce, și a rămas da, aria. Au scăzut toate ariile de acolo. Deci, da, și mă gândesc, asta ar fost strategia, din tot ce a fost asta de aici, am scos aria lui A, Q, C, a lui A, N, Q, Q, N, Q, P, B. Poate să fie asta strategia, da, în final, pentru a găsi aria lui C, Q, P. Da. Exact, o lucra cu X, cu Y și cu A și cu B. Da, da, am înțeles. De aceea eu am ținut să facem și soluția asta, pentru că putem avea mai multe variante. Corect, și problema n-a fost ușoară, domnul profesor, ca să recunoaște. Sigur că da. N-a fost la îndemână. Sigur, n-a fost la îndemână, însă eu vreau să remarc această idee ca frumusețea ei, aceea în care ducem paralela și rezolv problema, pentru că împărțim triunghiul acela în două triunghiuri. În două triunghiuri. Da, 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 am înțeles. Și suma e suma celor două și calculăm în funcție de pe fiecare din ele. Ca idee de lucru. Da, da, a fost genială. Nu cu pena am unit, domn profesor, că noi am încercat să reșim. Păi da, eu am dorit să o fac și în varianta asta, ca urmarea efortului făcut într-o altă direcție. Da, într-o altă direcție. Da. Dar mai vin cei de-a 11? Nu. Nu a venit încă? Nu a venit nimeni. Păi dacă nu a venit... Lucrăm la algebră? Lucrăm la algebră, sigur. N-are rost. Îmi pare rău, lucrăm la algebră. Dar nu mai puteți? Hai că la algebra e fain! Nu, dacă mai stăm... Dacă mai stăm până la 10, ok. Nu, hai, stăm până la 10, da, uite, avem la algebra așa de fain, da. Stăm, serios, pe bune. Stăm, că avem la algebra. Hai, și eu de pe română. Dar eu mai am temă la română. Măi, copii, interesul vostru nu e al nostru. Așa. Dacă e ceasul? Uite și 24. 23. Și 2, 3. Nu mai vreți să facem algebra? Bă, da, vrem. Dar nu vreți, plecăm.
Jos. Mai repede. Stai, stai, stai repede, băieți, mai cu forță, mai cu forță. Forță, forță, da. Haideți pentru al geometrie să punctăm. Să punctăm, da. Eu vă zic acum, domn profesor. Unde sunt ei? Am notat-o. Ei n-au trecut la putere. Băi, ați ajuns de parte. Asta aici e misa radicală. Abia aici noi am făcut și scoaterea. Băi, nu știu, voi v-a dus. Am terminat, mi se pare. Aveți de a subiectinteză? Exact, ei s-au dus așa. Noi am la geometrie 13. Da, nu, când foarte puțin. Când pica într-o lună. La geometrie atât am scris la plan și la... Deci linia mijlocie între unii, sinteza. Sinteza o asta. Da. Dar oricum... Linia mijlocie între unii. Unu. Abia să dăm după o săptămână după teza drumului și nu am vrut să adunăm materii. Între unii. Am uitat-o ea ca să te rămate. Colinearitate. Colinearitatea. Colinearitatea. Ce faci? Ia-și pune la scuță. 3. Unicitatea paralelei dusă printr-un punct exterior unei drepte. Facem algebră. Unicitatea. Da. Da. Paralelei dusă printr-un punct exterior unei drepte. Printr-un punct exterior unei drepte. Exterior. Unei drepte. Mediana între unii. Da. 4. Da. Mediana între unii. Mediana care parte în două arii... Păi da, după aceea aveam arii triunghiuri echivalente. Mediana între unii. Triunghiuri echivalente. Triunghiuri echivalente. Da, triunghiuri. Echivalente. Mediana în triunghiuri. Ce împarte? Hai, ce împarte? Ca să-i prindă amândouă. Împarte un triunghiuri în două triunghiuri echivalente. Raportul ariilor. 5. Raportul ariilor. Da, da. Egal cu pătratul raportului de asemănare. Egal cu pătratul raportului de asemănare. Nu găsesc pozele cu defilarea. La mine, dar nu găsesc. Să știți că merge greu. Da, prietenia de aia. Ba nu, tot se văd pozele. Da, nu se văd. Mai la prieteni se văd. Asemănare. Da. Acum se vede tabla copiii. Adiță? Adiță? Adiță. Hai. Orță, să mă șerci. Cu talent, ai. Cu valoare, mai mult. Tudor, ți-am dat, eu zic, acum nu vezi. Așa, și acum am și exerciții frumoase pregătite pentru ei, domn profesor. Imediat. Puteți să faci cu pena. Da, mai avem. Stăm, te-ți la rămână. Da, gata, mai am un mult de răzărit, ajunge. Că tu o vâzi foarte tare. Și... Exercițiul 17 de la pagina 40. Era vezi cât timpul, da? S-a dus, domn profesor, acum și... să rupe ea. Da. Că e o oră și mult. Este o oră și 25. Vedeți? Aha. De acum o lăsăm să... Exact. Deci 17 de la pagina 40, de Adi. Adi, te rog să scrii. Adu-ți-o. Te rog să scrii. Nu mai era. Scrie-te-o, Adi. A venit Andreea, na, salvat-i clopoțel. Yeee! Salvat-i Andreea. Nu mai știu eu la algebră. Că am văzut că nu vine. Hai, faceți finalul. Faceți finalul. Faceți finalul, clasa 7-a. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit. E emoționat. Acum, da, nu uitați de like și share. Nu uitați de like și share. La revedere. La revedere, dragi.